Câțiva tineri antreprenori pasionați de spații neconvenționale s-au gândit să transforme zona CET-SUD a Timișoarei într-o destinație pentru amatorii de evenimente muzicale și nu numai. Organica pornește în această perioadă o colaborare cu societatea de termoficare Colterm, în vederea transformării unei părți din zona CET-SUD într-o zonă în care divertismentul în diversele lui forme să fie la el acasă. Decizia de a deschide porțile unuia dintre turnurile de răcire de la CET-SUD pentru a deveni un centru de atracție cu culturală și artistică demonstrează angajamentul nostru de a găsi soluții inovative și de a sprijini inițiativele care promovează comunitatea locală dincolo de desfășurarea activității noastre de bază. Acest proiect nu doar că valorifică un spațiu neutilizat, dar contribuie și la imaginea unui oraș în continuă dezvoltare, care îmbrățișează atât tradiția cât și inovația, explică administratorul special al Colterm, Cristian Amza. Primele evenimente ar putea fi organizate în vecinătate cu turnurile de răcire chiar spre finalul acestui an, cel târziu începutul anului viitor. Între timp, se lucrează la un proiect complex care are drept scop preparația turnului. Cei de la organizația organică sunt convinși că acest spațiu are potențialul să devină o adevărată atracție pentru amatorii de evenimente inedite. Organica s-a înființat în anul 2022 la scurt timp după pandemie, organizând diverse evenimente muzicale. Numele nu a fost ales întâmplător. El sintetizează exact povestea unui grup de prieteni care au avut o idee pe care și-au propus să o pună și în practică.